La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență General Magheru al județului Vâlcea a fost prezent joi și președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu. S-au purtat discuții referitoare la nevoile actuale și viitoare de tehnică ale pompierilor vâlceni, precum și de alte dotări sau materiale necesare pentru buna funcționare a inspectoratului. În ultimii ani, în vederea optimizării operațiunilor de intervenție în cazul producerii unor situații de urgență, în dotarea pompierilor vâlceni au intrat rând pe rând, prin achiziții ale Consiliului Județean Vâlcea, mai multe autospeciale și echipamente de intervenție. Investiție în valoare de 2,4 miliarde este pe platformă, îl ducem până în zona montană pe platformă și anul acesta avem o autospecială pe bugetul Consiliului Județean. Fiecare subunitate de intervenție să aibă o astfel de autospecială, au remorcă după ele atunci când este incendiu în zonă greu accesibilă să putem să cărăm accesoriile necesare stingerii. În spatele celor două camioane avem două abroluri, 12 tone de apă, cumpărate prin Consiliul Județean, cea mai mare rezervă de apă pe care o avem, avem autospecială de 10.000, acestea au 12.000, inclusiv cu pompă care permite refularea din acesta. Dacă avem insule, cum am avut la Băbeni, inundație, putem să refulăm direct din ele, punem pompa, tragem apă din râu și refulăm. Dar stabilitatea foarte importantă și mai ales că este metalică și foarte ușoară, 87 de kilograme. 87 de kilograme? Da, cu totul. Aici avem motopompe care sunt flotante, adică le punem pe apă, Pe investiții până acum avem peste 12 miliarde, doar tehnică de intervenție. Avem 4 Isuzu cumpărate în mașini de primă intervenție, 300 de litri de apă pe ele, cu instalație de înaltă presiune, 20 de litri de spumogen și tot prin Consiliul Județean am achiziționat 4 rezervoare pe șasiu cu 1500 de litri. Avem UTV-ul care este montat acum cu instalație de stingere pentru zonă montană, inclusiv se dă instalația jos după el, se pune pentru prim ajutor. Acest UTV-ul cu care urcați? Persoanele surprinse în Curtea de Arge și în munte a fost singurul din cele 3 ajunse la fața locului. Al nostru? Da, 50 de persoane am evacuat cu el. Am fost foarte curios să văd la un loc tot ce au însemnat finanțările de până acum pentru noastră. Este important să știți că îmi doresc foarte mult să fiți ocrutiți și să aveți cea mai bună tehnică atunci când mergeți în misiuni, pentru că sunteți, până la urmă, tot vâlceni de-ai mei, vecini, unii dintre noi sunt prieteni și vreau să vă știu în siguranță. O să continuăm să dotăm pompierii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea.